Este o, e o regulă așa, poate nescrisă, dar pe care părinții sigur au observat-o dacă au stat un pic să-și analizeze relația cu copiii și anume aceea că atunci când hrănim emoțional un copil, el are șanse să funcționeze mult mai bine, mult mai bine în celelalte relații sociale ale lui. Și dacă ar fi să pornim de la nucleul de familie, deci de la frați, surori, atunci eu aș zice așa că o primă regulă ar fi aceea să le oferim timp uh, exclusiv fiecăruia dintre ei. Deci să zicem că noi suntem acum uh, spre mijlocul vacanței. Deci suntem, uh, suntem la începutul vacanței de vară, un pic către partea lui de mijloc și uh, n-am plecat încă. Sau poate am plecat deja, dar nici nu, nici nu contează. Ideal ar fi să am niște timp cu un copil și apoi niște timp unul la unul cu celălalt copil. Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Un nou episod de data aceasta o avem alături de noi pe Otilia Mantelers, psiholog specialist în parentaj. Și pentru că este vacanță, campania desfășurată pe site-ul editurii Herald despre vacanță, cum să fim în armonie cu noi înșine, cu copiii, cu partenerul de cuplu, Astăzi vorbim despre rivalitatea dintre frați. Cum să gestionăm rivalitatea între frați în vacanță, în așa fel încât să avem o vacanță în armonie, să avem o vacanță liniștită, o vacanță relaxantă pentru a ne încărca bateriile atunci când ne întoarcem din vacanță, atât noi cât și copiii și pornim discuția noastră de la o carte foarte interesantă publicată în colecția Aparentaj. Este vorba despre Prieten buni dușmani aprici de Michael Thompson, așa cum spuneam, o carte publicată în colecția Aparentaj cu un subtitlu extrem de, de provocator și de uh, sugestiv în același timp să înțelegem viața socială a copiilor. Iată, așadar, Otilia, să discutăm despre vacanță și despre felul în care înțelegem viața socială a copiilor în vacanță, pentru că e posibil ca în vacanță, pe lângă copiii noștri, să mai mergem probabil și cu alte familii care au copii, și atunci trebuie să ne gândim dacă. În momentul în care programăm o vacanță, dacă copiii noștri uh, se vor înțelege bine cu ceilalți copii ale celorlalte familii, dacă se vor înțelege uh, bine între ei, dacă nu vor exista tot felul de uh, disensiuni sau tot felul de mici conflicte, care, din păcate, s-ar putea să nu neapărat să strice, dar să altereze starea noastră de bine în vacanță. Da. Este o, e o regulă, așa, poate nescrisă, dar pe care părinții sigur au observat-o dacă au stat un pic să-și analizeze relația cu copiii, și anume aceea că atunci când hrănim emoțional un copil, el are șanse să funcționeze mult mai bine, mult mai bine în celelalte relații sociale ale lui. Și dacă ar fi să pornim de la nucleul de familie, deci de la frați, surori, atunci eu aș zice așa că o primă regulă ar fi aceea să le oferim timp uh, exclusiv fiecăruia dintre ei. Deci să zicem că noi suntem acum uh, spre mijlocul vacanței, deci suntem, uh, suntem la începutul vacanței de vară, un pic către partea lui de mijloc și uh, n-am plecat încă. Uh, sau poate am plecat deja, dar nici nu, nici nu contează. Uh, ideal ar fi să am niște timp cu un copil și apoi niște timp uh, unul la unul cu celălalt copil. Sau cu câți copii? Eu am trei, încerc așa uh, în vacanță. Străiască. Mulțumesc, la fel și ție. Uh, și încerc să, să petrec cu fiecare dintre ei uh, un pic de timp. Și de ce e importantă treaba asta? Pentru că la baza, una dintre nevoile de bază ale ființei umane este aceea de, a, de exclusivitate. Adică, orice copil care se naște la mama asta și la tata asta are nevoie să știe mama asta e doar a mea, tata ăsta e doar a mea. Și atunci, cum hrănim noi această nevoie când avem doi copii? ei pot să o simtă uh, îndeplinită în momentul în care eu petrec timp unul la unul cu fiecare dintre ei și în momentul în care am o rutină în a face asta, adică să nu fie o dată pe an. Sau știi cum, se mai, cum mai spun unii clienți de mei în terapie, domnule, eu mi-amintesc că aveam noi de două ori pe an, mă duceam cu mama și cu tata doar eu undeva sau de ziua mea mă ducea acolo doar pe mine. Deci erau niște uh, momente foarte singulare în timp pe care oamenii adulți și le amintesc ca fiind uh, cele mai speciale. Și uh, dacă noi acum știind despre această nevoie de a fi unic, de a fi special, de a fi exclusiv al mamei și al tatălui ăsta, dacă noi le știm acum, ar, am putea să le, uh, să le transpunem da, în relația noastră cu ei și să le transformăm într-o rutină, nu rutină. Rutina nu sună bine. Să le transformăm într-un ritual. Pe care să-l avem în fiecare săptămână, să zicem, o dată pe săptămână: uite, petrec timp cu tine, sau uh, 3 minute pe zi, 5 minute pe zi, să am un pic de focus doar pe un copil. Nu neapărat să. Uh, să fac ceva ce își dorește copilul respectiv în fiecare zi, doar eu cu el, că e aproape imposibil de făcut în ziua de astăzi, dar să avem în vedere, eu trebuie să am o relație exclusivă cu fiecare din copil și copilul ăla trebui să simtă unic, special și exclusiv al meu. Și asta așa se realizează petrecând și organizând niște timp, planificând niște timp. Așa încât, dacă noi avem, să zicem, două zile în care mă duc cu unul dintre copii acolo, o zi în care mă duc cu celălalt acolo sau pur și simplu petrec jumătate de zi, mă duc la terme, mă duc la o piscină, mă duc undeva cu unul dintre copii și apoi cu celălalt, ei știu, ok, o să am și eu timpul meu cu mama, o să am și eu timpul meu cu tata. Copiilor un pic mai mari le plac plimbările cu mașina, de exemplu, la 10 noaptea. Putem să facem asta, să luăm câte un copil odată la 2-3 seri și să ne plimbăm prin oraș, să bem un suc pe undeva în mașină. Deci putem să planificăm tot felul de lucruri din astea timp în care să avem, să avem acea conexiune. Uite, am acea... o întrebare. am o întrebare. În momentul în care, cum spui tu, în momentul în care facem lucrul ăsta și care pare a fi un lucru sănătos pe, pentru sănătatea uh, familiei, uh, n-ar exista sau n-ar putea să apară o uh, un soi de, nici nu știu cum să o numesc, un soi de... Filozie da de invidie, de gelozie sau un sentiment de frustrare din partea celui sau din partea celorlalți. Dacă avem, uite cum e cazul tău. Dacă avem mai mulți copii, mă gândesc că cu cât sunt mai mulți, cu atât timpul este altfel drămuit. Da. Și uh, e, e clar că este mai, uh, mai mai greu. Da. Să i mulțumim este... pe toți. Da. Într-adevăr, deci prima oară când începem să implementăm acest, acest ritual de a petrece timp unul la unul, într-adevăr, ceilalți copii se vor uita, dar ce face cu ăla, dar ce face cu altul, dar ce se întâmplă în timpul ăsta, dar de ce eu nu merg? Și de aia, la început, când, când introducem acest ritual în familie, trebuie să-l facem în bucățele mici de timp ca să n-aibă timp ceilalți să, să crească frustrarea foarte mare, să simtă o frustrare foarte mare uh, și în același timp să aibă și fiecare dintre ei timp să realizeze o să mi se întâmple și mie ceva frumos. Știi? Deci dacă să zic astăzi fac 10 minute cu un copil, 10 minute cu altul, 10 minute cu altul, uh, e un interval scurt în care ceilalți pot aștepta, dar în același timp uh, au și șansa să simtă Mamă, ce bine e. Deci, doar eu cu tata sau doar eu cu mama. O, ah, ce bine. Ok, fain, lasă. Data viitoare pleacă o oră, nu-i nimic că să-mi vină și mie rândul. Știi? Deci, la început, câte puțin, după care câte mai mult timp planificat împreună și uh, nu o să mai aibă probleme să aștepte. Bine, timpul de așteptare diferă și uh, în funcție de vârsta copilului. Cu cât copilul e mai mic, cu atât așteaptă mai greu. Uh, depinde și de cu cine stau copiii în perioada aia cât părintele e plecat cu celălalt. Deci nu e foarte ușor, dar să zicem că ia așa o lună de zile maxim un timp așa de a ne regla toți la acest nou ritual, după care e pentru toată viața. Eu l-am introdus la mine în familie de foarte mult timp și e E part of life, știi? E parte din stilul nostru. Dacă, dacă este, cum spuneai tu puțin mai devreme, dacă este un soi de ritual sau, așa o zis o regulă nescrisă, mi se pare un lucru extraordinar faptul că da. el acest ritual a devenit un soi de obicei da, al familiei, știi? Da. Mă gândesc acum că, știu că este un punct sensibil, dar mă gândesc acum la diferența dintre familiile uh, monoparentale uh -huh. da, și uh, celelalte familii să spunem, că mă gândesc acum uh, acolo unde există doi frați, un frate și o soră. Uh -huh. uh, Luăm o vârstă, oarecare, să zicem în jurul vârstei de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ani chiar, uh, anumite lucruri uh, băiatul le face cu tatăl. Da. De, unde, de unde el își ia și un soi de model Exact da? Nu știu, nu în, funcție de, în funcție de ce își doresc ei uh, Și de dorința, bineînțeles, a copilului Nu știu, îl învăț să pescuiască Îi place, văd dacă îi place bine, mai mergem Dacă nu, mă gândesc ce ar plăcea Karting sau hai să jucăm basket Sau hai să jucăm tenis Sau hai să mergem, îi plac muzele Sau hai la film, hai la teatru Nu știu, există tot felul de, 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 de lucruri pe care le putem face împreună dincolo mama o ia pe fiică, da? Bun, nu știu, hai să mergem la shopping. Uite, ne-am luat astăzi două rochițe, ne-am mai luat nu știu ce. Hai mergem într-o librărie, stăm și bem un ceai, răsfoim o carte, petrecem câteva ore, acel timp de calitate despre care noi am tot vorbit. Și acolo cred că lucrurile sunt ok. Într-adevăr, atunci când ești un singur părinte, e destul de greu să să, să satisfaci. Uh, hai să renunțim da. nevoile și emoționale și sociale ale fiecărui uh, copil. Da, este într adevăr este o mare diferență între familiile uh, în care ambii și mama și tata locuiesc în același în aceeași casă uh, și este o diferență față de familie mm. monoparentale, într adevăr. Uh, pentru că de ce e greu? Pentru că părintele care este singur cu copiii trebuie să facă foarte multe lucruri. Deci, pe lângă îngrijitul și creșterea copiilor și a, 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 educația lor, și pentru că, practic, atunci când ai copil, ca părinte, a, atribuțiile tale se duc pe două direcții. Pe direcția de îngrijire cu nevoile astea de bază, de hrană, de haine și așa mai departe, să ai grijă să nu cadă, să nu pățească ceva și apoi cealaltă preocupare a noastră se duce către nevoia de reglaj emoțional. Asta e cea mai complicată din partea noastră. Eu personal m-am gândit că îs mai bună și aș fi mai eficientă dacă m-aș concentra pe reglaj, pe reglajul emoțional, pe partea emoțională, așa încât fac mai puține lucruri practice deși copiii mei îmi reproșează că, uite, nu gătești destul, nu faci aia destul, nu, știu ce, poate, ha, uite, tu unde mă și pe mine la tuns, că uiți de chestiile astea. Deci și alea sunt foarte importante, dar n-ai cum, ca părinte singur, n-ai cum să le faci pe toate. Și atunci este ok, o vreme gătim mai mult și a petrecem mai puțin timp împreună, dar a, a, și balansăm și în altă vreme petrecem un pic mai mult timp împreună și suntem atenți pe viața emoțională. Deci, da, este foarte complicat, într-adevăr, viața unui părinte care crește singur copiii. Și, și acolo trebuie multă. Uh, înțelepciune, vine în să zic, să, să accepte părintele respectiv că nu poți mai mult și că nu poți să fii și mamă și tată și că poți să fii anumite, că poți să fii tu. Dacă tu ești tată, ești doar tată și nu faci chestii de mamă. Dacă tu ești mamă, ești doar mamă și nu faci chestii de tată. Punct. Nu suntem acum nu știu ce. Dar cu toate astea, chiar dacă să zicem eu sunt mamă și am un băiat, văd ce anume s-ar potrivi din ce face el cu felul meu de a fi. Adică ce pot eu să-i dau lui uh, care nu ține cont de uh, genul meu feminin sau masculin. Și de cele mai multe ori putem să dăm uh, copilului de sex opus ceva din ce are el nevoie. Acest, uh, mai ales ascultarea. Da? Ascultarea. Uh, protecția. Astea sunt lucruri pe care le pot da și mama și tata. Deci, ascultare, a, a face parte din viața lui, a înțelege ce se întâmplă cu viața copilului, a ne juca, fiecare în stilul lui, dar sunt niște lucruri pe care, ok, chiar dacă băiatul are nevoie să le primească de la tată și eu nu sunt tată, asta este. Încerc să găsesc o figură masculină, da, sau să-l implic pe tatăl copilului mai mult în viața, în viața copilului, atâta cât e posibil. Dar da, nu e ușor. Pe de altă parte nu e nici ușor să stea doi copii în casă cu doi părinți care nu se înțeleg. Acolo este ca și cum este, este, un, este o atmosferă foarte grea, foarte apăsătoare. Costilă, uh, tensionată. Exact. Pe care copilul o ia, uh, 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 pentru care copilul își asumă responsabilitatea și zice dacă n-aș fi eu, ar fi mai bine aici. Că așa gândesc copiii. Copiii gândesc egocentric. Dacă n-aș fi eu... Uh, ar fi mult mai bine în casa asta, e din cauza mea. Se autovinovățesc. Da, da. Și atunci ce e mai sănătos? Să eliberez copilul de această povară și să merg încet încet mai departe, eu cu viața mea, fiind și în viața mea și în viața copilului, balansând așa pe cât posibil sau să păstrezi norul ăla, densitatea aia, nebunia aia de nu se poate sta în casă și în care nimeni nu e bine și ne îmbolnăvim toți și copilul. Uite, o altă, hai să zicem, o, un soi de provocare, pentru că tot vorbeam despre vacanță și despre uh, nevoile de uh, relaționare ale copiilor și nevoile lor socio-emoționale, uh, e ok să mergem în vacanță în cazul unei, să spunem, a unei familii monoparentale, să mergem în vacanță pentru copii și poate nu numai pentru copii, să mergem în vacanță și cu fostul partener, în, tocmai în ideea de a ne cumva de a ne ajuta, pentru că în momentul în care părintele merge cu copilul în vacanță, da, În egală măsură, părintele are și el nevoie în această săptămână de reîncărcarea bateriilor și are nevoie de un pic de timp pentru el. Exact. Și de odihnă, și de, 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 de a petrece puțin timp sau de a face lucruri, să spunem, care îi plac. Nu de a face da. numai lucrurile care îi plac copilului. Și atunci, da. cumva, venind și celălalt părinte, lucrurile să se echilibreze puțin, repet, doar pe perioada vacanței. Da. Din experiența mea cu familiile aflate în această situație de ok, nu ne mai înțeleg, noi ca și cuplu nu mai funcționăm bine. Și din proprie experiență am văzut că nu funcționează. De ce nu? Adică situația asta ar funcționa la modul ideal în care ambii părinți sunt prieteni și în care ambii părinți nu mai vor nimic unul de la celălalt. Adică în situația în care eu, de exemplu, aș fi, um, um, încă mai doresc pe, uh, pe tatăl copiilor, dacă eu aș fi în situația aia și merg în vacanță, atunci inevitabil în mine se naște uh, ideea că, măi, poate că această vacanță ne va aduce împreună, a, uite, s-a uitat la mine așa, apare o speranță, a, ce frumos, uite, uite, aoleo, ce bine e, știi? Uh, de, dar dacă și eu, și fostul, uh, și tatăl copiilor suntem destul de relaxați, destul de chill și nu mai vrem nimic unul de la altul, poate să funcționeze, dar realitatea care bate filmul este că întotdeauna, practic, însă și ideea de a merge împreună, în vacanță, arată faptul că încă mai sunt speranțe pe acolo. Pentru că dacă noi doi nu mai suntem un cuplu și am acceptat faptul că fie divorțăm, fie ne separăm, nici nu ne mai trece prin cap să mai mergem în vacanță împreună. Știi? Deci încă mai sunt niște așteptări pe acolo de ambele părți. Deci, dintr-o parte mai romantică și din cealaltă parte mai puțin romantică, de sprijin, de hai să fie bine, hai să fie pentru copii, dar încă este un soi de mă bazez pe tine ca să ceva, știi? Și atunci, la un moment dat, să zicem, oricum, cei doi vor merge odată, de două ori, nu o să iasă lucrurile bine, o să fie frustrare, după care își dau seama că mai nu funcționează. Cam așa. Cam așa am văzut eu, în realitate, că se întâmplă. Hai să ne întoarcem la ideea de uh, vacanță. Uh, ce facem să spunem? Uh, ne gândim așa la niște situații um, aproape de concret. Ce facem în momentul în care avem de gestionat o situație uh, de rivalitate? Poate nu neapărat între frați, pornind de la titlul cărții pe care am recomandat-o și prezentat-o noi la începutul discuției noastre, prieteni buni, dușmani aprigi a lui Michael Thompson. Ce facem când apare această rivalitate între prieteni să spunem, da. care uh, copii ai familiilor cu care noi mergem în, uh, în concediu și, bineînțeles, uh, copiii noștri Sau uh, o altă situație, uh, unul dintre frați, uh, să zicem cel mai măricel, nu știu, dau acum au un exemplu, 10 da. ani uh, Are uh, un prieten al unei familii cu care noi am mers, un băiat de 11 ani sau de 12 ani, da? Fiind de vârste apropiate, își găsesc lucruri comune, interese comune, nu știu, mergem și explorăm, căutăm scoici, dacă suntem la mare, habar n-am, facem ce facem. Da. Ei, și copilașul de 5 ani ar vrea și el să, să fie pe lângă. și el nu este băgat în seamă și este ignorat și mami, tati, Andrei nu vrea să se joace cu mine, se joacă doar cu Mihai și uite, eu ce fac, ce facem în astfel de situații? Da, pentru că fiecare are nevoi separate. Cel de 10 ani are nevoie să fie cu copii de vârsta lui și cel de 5 ani are nevoie să fie cu fratele. Cumva trebuie să vedem cum, cum le îndeplinim nevoile la amândoi, dacă este posibil, pentru că uneori trebuie să ne gândim, e posibil să nu putem. Ce aș face, clar, ar fi să las pe cel mare să meargă cu copilul de 11 ani și să-i spun celui mic, da, uite, fratele tău vrea să meargă cu cineva de vârsta lui și aș vrea să să această nevoie, să se simtă bine. Și acum, uite, vorbesc și cu fratele tău, ca după ce se întorc de la scoici, să petreacă timp și cu tine, să facă ceva și cu tine. Așa. Și vorbim și cu fratele de 10 ani, uite, te duci acum la scoici pentru că eu mă bucur pentru tine, să te simți tu cu prieten de vârsta ta, să n-ai tu grija celui mic, așa. Crezi că atunci când te întorci înapoi, ai vrea să te joci cu fratele tău pentru, nu știu, 15-20 de minute sau să faceți ceva împreună, pentru că, uite, și el vrea să fie cu tine și așa, el poate să zică cel de 10 ani, poate să zică da sau poate să zică nu. Dacă e da, e super și dacă zice nu... Spui ok, bine, astăzi facem așa, pentru că înțeleg că nu știu ce. Că asta, asta din cauza asta apare foarte multă rivalitate, că nu, nu le dăm fiecăruia ce are nevoie. Acum ăsta micu are nevoie de frate, dar nu e doar nevoia de frate. Este că dacă ar avea și el pe cineva de vârsta lui, sau da, așa, atunci n-ar mai fi nevoie asta de a se duce după celălalt. Și atunci e posibil să mergem într-o vacanță în care ăsta de 5 ani o să fie destul de frustrat și trebuie să compensăm noi un pic mai mult și să-i spunem celui mare, ok, avem 7 zile de vacanță, din astea 7 vreau să găsim 30% din timp în care petreci și cu fratele tău că suntem familie și ținem la această familie și trebuie să avem și activități în familie. Deci 70% din timp îl împărțim cum vrei tu, când vrei tu, dar ținem cont că trebuie să stai și cu fratele tu. Asta e viața. Deci putem spune că e mai degrabă un soi de, de dorință, de apartenență, că nu-i nu putem să spunem de apartenență la grup sau la microgrup, cât de apartenență la o altă persoană, la un alt copil de aceeași vârstă. Probabil că dacă ar fi avut un copil și acel frate ar fi avut la rândul lui un, 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 un frate de 5 ani sau de 6 ani, lucrurile fiecare și-ar fi văzut de, de treaba lui. Exact, exact. Pe când acum, ăsta de 5 ani, uh, nici nu mai știi dacă e nevoie sau nu-i e nevoie. E mai mult frica de a fi lăsat în urmă, singur, știi? Singur, exact. Dar cu mine ce se întâmplă? Asta e. Și de cele mai multe ori am văzut că merge ca noi, părinții, să ne punem un pic de timp uh, și să, să, să stăm de vorbă cu ala mic. Adică, cumva, vacanța noastră, să nu ne gândim că noi mergem în vacanță, copiii se joacă și noi ne simțim bine cu adulții. Nu prea e așa. E un mix acolo, dar e multă investiție în perioada de început ca după aia să poți să culeg roadele investiției. Și uh, unul din momente va fi ăla în care eu stau cu cel de 5 ani și și spun, zilul mami, cât e de nasol să fii cel mic. Știi? zim cum e viața de frate mai mic. Și atunci el începe să spună că e nasol, că e... dar măcar își scoate ce are, ce are pe suflet. Că e foarte rău să fii cel mic când cel mare se distrează și tu să nu fii băgat în seamă. Iar pe măsură ce el se descarcă de sentimentele astea, poate să vadă mai bine și să zică, mă, stai că viața mea nu e numai să stau după fundul ăsta mare. Pot să mai fac și eu câte ceva pot să mă duc să mă împrietenez cu copilul ăla de acolo. Știi? De asta câteodată când vârsta, în diferența de vârstă dintre doi frați este mică, nu știu, zic și eu, un an, doi, e mai da. ok pentru că A. e altceva. Când e o diferență mare de 5-6 ani, acolo apar probleme. Și acum, fără să fiu ușor malițios, apropo de ce spuneam mai devreme, și de timpul pe care îl acordă părintele copilului atunci când cel mic, uite, eu nu am cu cine să mă joc, ei doi nu mă primesc De regulă aici intervine cumva, de cele mai multe ori spun, nu, nu vreau niciun ca să generalizez, dar de cele mai multe ori intervine rolul mamei dacă poate tata este plecat, dacă e pe plajă, e plecat la uh, terasă, la bere cu prietenul, da? așa, da. și uh, mama săraca este cea care îl consolează pe, pe cel mic și poate chiar, uh, nu știu, se joacă cu el. Da, cam așa, da. Cam așa se întâmplă. <laughs> se mai întâmplă și așa, da. Și apoi vine tata și mama zice, e mai al și tu un pic, mai stau și eu cu fetele. Exact. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre un subiect frumos pe marginea cărții Prieten Bun Dușmane Aplici de Michael Thompson, o carte publicată în colecția Parentaj despre rivalitatea dintre frați. Uh, și nu numai dintre frați Și dintre rivalitatea dintre uh, Prieteni, dintre copii Atunci când uh, mergem în vacanță Și cum facem în așa fel încât Să gestionăm ca părinți cât mai bine Astfel de uh, situații uh, Mici conflicte, mici uh, disensiuni uh, A fost alături de noi Otilia Mantelă, Psiholog, specialist în uh, parentaj Care îi mulțumim foarte mult Pentru sfaturile extrem de uh, utile Pe care, iată, vi le ofer uh, vouă dragi cititori Acum cât suntem în perioada vacanței Nu uitați să urmăriți și să fiți alături de noi și pentru celelalte episoade din cadrul acestei frumoase campanii despre vacanță Episoade pe care le puteți urmări pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald Vă mulțumim să aveți o vacanță minunată, o zi însorită și lectură plăcută La revedere numai bine!